Nici eu nu-L mai înțeleg pe Dumnezeu. Mă rog, mă închin la biserică, mă lupt, mă străduiesc, fac bine, sunt credincios, păzesc poruncile și tot rău merge. Și uite, ăsta nu se roagă, nu face nimic și uite cât îi dă Dumnezeu. De ce asta? Și nu avem un răspuns concret. Dar dacă deschidem pe Isaac Siron, fiul la Calie, găsim scris așa. Dumnezeu pe cei vulnerabili la lucruri materiale îi ajută și îi sprijină și îi lasă să se îmbogățească prin ideea că având de toate vor slăvi într-o zi pe Dumnezeu pentru ceea ce au primit. Ca urmând apoi să treacă și prin încercările gaudine ale vieții și să vadă cum deodată ești bogat și deodată ești sărac. Poate strici o mașină de 100.000 de euro, poate țar de o vilă de 200.000 de euro, sau mă rog, sumele, că nu știu cum se vehiculează. Poate pierzi în cont, poate pierzi într-o afacere, poate pierzi la bursă, poate împrumuți pe un prieten și nu mai vezi banii, poate te sparge hoțul și ți-i fură. Nu mare mi-a fost mirarea când un băiat odată, pe de-o parte am zâmbit, dar nici nu m-am putut abține să nu-i spun una așa din asta țărănească de-a mea din inimă, care o consider eu naturală și necesară. Și părinte, muncim de 20 de ani în străinătate și am adunat o avere frumoasă și noi averea o țineam în România. Spunea domnul, din ce zonă era, nu am, chiar nu știu, dar știu povestea. Și aveam casa foarte bine blindată, geamuri cu gratii la vilă, câine bun de pază, alarmă, sora care stătea undeva foarte aproape și supraveghea, ghea pe camera de luat vedere tot timpul, casa în obiectiv. Și totuși, fără pic de urmă, fără pic de urmă, fără pic de semn, casa deschisă, furați IF-ul ăla de valori. Și atâta mi-am permis să întreb. Nu întreb cu răutate sau curiozitate. Măcar va lua mult? Și a spus, părinte, nu pot pronunța suma că fac infart. Și era și în euro și în bijuterii. Și nici nu mă pot duce la poliție să declar, pentru că erau bani puțin nefiscalizați. Dar nu-mi pare rău, zice, dacă aș prinde hoțul, jumătate aș da la stat, măcar cu jumătate să rămân cam din ce trăi eu și tăteam 1100 de ani. Deci vă dați seama că era vorba de o sumă frumoasă. 15 ani de muncă în străinătate, oameni, familia, soț, soții sau cine erau ei, copii care munceau și își făcuse aici căsuță, tot ce aveau nevoie și se pregăteau și ei de zile când o fi greu să poți să trăiești bine. Și, cum spune în Evanghelie, Dumnezeu face bogați, Dumnezeu face săraci. Da. Dumnezeu te ridică, Dumnezeu te coboară, Dumnezeu te învie, Dumnezeu te omoară. Dar care este momentul în care decide Dumnezeu să te ridice și care este cel în care te coboară? Dacă nu se schimbă nimic, practic, cred că atunci când cred că atunci când lipsește respectul față de Dumnezeu prin rugăciunea de mulțumire, atunci automat apare divorțul spiritual între om și Dumnezeu. Adică noi permanent cerem și vrem, da? Doamne, dăm și o casă bună, mărităm și fata, să-și găsească băiat o fată bună, să am servicii, să ia copii examenele, să am pământ, să am roadă, să fiu sănătos, să fiu frumos, să am afacere, să meargă afacerea, să am salariu, să am bani, să mă plimb, să fiu cu tare. Da. Dar poate că uiți că în fundul grădinii, la cimitir, dorm strămoșii tăi, care pentru a-ți fi ție bine, poate n-au dormit nopți, poate n-au apucat să se roage, poate n-au mâncat, poate n-au băut, poate au strâns leu cu leu să te propulseze pe tine. Și tu ai uitat măcar să pui un pahar de vin sau o pâine, să spui, Doamne, pomenește-i, Doamne, și pe robii tăi aceia. Pentru că de asta ai proscomidia celor vii și a celor morți. Și unii spun, dar ce mă duc să-l îmbogățesc pe preot? Este cea mai mare scârnăvie să crezi lucrul ăsta și spun lucrul ăsta dintr-un singur motiv. Uit la băbuțele mele pensionare, astea stafidele ortodoxe și frumoase. Nu vin la parastas cu nu știu ce, câteva gogoșele pe o farfurioară, câteva colivioare într-un păhăruț, cu un colacel din jumătate de chilă de făină, cu o sticluță de vin, cu trei mere, cu trei banane și pun ceva la morți și pomelnicul său. Părinte, să-mi pomenească morții mei să guste și ei azi ceva, că-i sâmbătă și-i parastas. Hai să spunem că cheltuie de 10 lei.
dar să gândește la cel de dincolo. Atât simplu, că cineva mi-a reproșat odată, da, păi, vouă, preoțul, vă convine parastasul că vă creșteți porce și vitele. Zic, bă, ești atât de prost și de lipsit de sens, încât dacă ție îți dă cineva chiar răspunsul corect, se murdărește. Pentru că tu n-ai înțeles că cel care vine la parastas, după ce i-ai stropit cu vin jertfa, el o împarte cui vrea el, că e farfurioara lui. Nu, nu, nu vine preotul, spune, hai, plecați de la masă, că tot ce e pe masă e meu. Nu, bătrâna dă la unul o gogoașă, la unul măr, la unul o banană, la unul biscuite, ce a avut acolo și ea e bucuroasă că a făcut milostenie. Asta e parastasul. Ei, sunt tot cei care vin la biserică, care nu vin la biserică și nu apucă să vadă exact cum probabil, se desfășoară. Probabil, probabil, probabil. Și mă întorc la Dumnezeu, cum lucrează El și ce sfat ne dă. Să vedeți, odată blând, deci prietenos, și cum spune, nu vă îmbogățiți numai în bogăția pieritoare. Une trece furul și fură. Une trece rugina și roade, une trece cariu și strică, une trece hoțul și fură. Îmbogățiți-vă și în Dumnezeu îmbogăția cea neperitoare. Și spune, cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu îl împrumută, sau cine își dă, lui își dă, este proverbul acela popular. Și spune așa, faceți-vă comoară în cer, unde furul nu fură, molia nu strică, rugina nu mănâncă și cariu nu roade. Și ce, dacă vede că omul nu înțelege așa, îi spune așa. Cine n-adună cu mine, risipește. Iată o formă mult mai aprigă și rece în care omul să înțeleagă. Vorba cântecului popular. Strânge omul ca furnica, când moare nu ia nimica. De ce? Pentru că noi plecăm în veșnicie, cum spune Iov, dreptul Iov, Doamne, gol am ieșit din pântece și gol mă voi duce. Marele împărat Alexandru Macedon era un mare filozof, un mare luptător, o mare căpetenie de oști, un mare ilustru și înțelept al timpului său. Și îl întreabă boierii, la câte imperii ai cucerit? Pierde s-a întins pe trei continente. La cât de mare ai făcut regatul acesta a Macedoniei, cum se spune? Imperiul Macedonian zice, cum vrei să fii îngropat? Într-un singur fel. Într-un sicriu de piatră cu mâinile afară, iar trupul să-mi fie învelit cu o pânză albă din capăt în capăt și doar pe sicriu să scrie atât, că gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol plec în mormânt. Nu cu aur, nu cu aver, nu cu slavă, nu cu mausolee, nu cu nu știu ce. Bine, asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie să îngroape morții, să le facă cripta. Asta e treaba fiecăruia din punct de vedere respectuos, moral. Dar vreau să spun cum era gândirea marelui Alexandru Macedon. Și spune Iisus Hristos, nu jinduiți sau nu agonisiți bogăție nedreaptă. De ce? Bogăția nedreaptă poate atrage asupra omului mânia lui Dumnezeu. Și avem cele două forme, una brută, una aspră și una pedagogică. Puse în Sfânta Evanghelie. Primul bogat avea numai purpură și vison și când a murit, spune așa, și-au luat sufletul lui și l-au dus în flăcările iadului. Și spune despre Lazar, care era lipit pământului. Și-au luat îngerii sufletului și l-a dus în sânul lui Avram. Nu spune nici cine l-a luat pe bogat și nici unde l-a dus. Atât, că a ajuns în flăcările iadului, nu spune că aia sunt demonii. Da. Dar despre Lazar ne specifică că îngerii duc sufletul lui în sânul lui Avram, ceea ce înseamnă că a trecut ușor vămile văzduhului, cum spunem noi în teologia ortodoxă, în esatologia particulară. Deci era prieten cu Dumnezeu. Pentru că m-ați întrebat, putem avea cu Dumnezeu o relație de părinte? Noi tot timpul suntem fii ai lui Dumnezeu, ne spune psalmistul, după har și după credință. Toți sunteți fii și Dumnezei acelui prea înalt. Deci, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Adică în momentul în care Dumnezeu te aprinde, tu poți să arzi ca o făclie din puterea credinței și devii fiu legitim, nu nelegitim. Este un apostol care se citește la biserică. Nu am spicuirea întreaga lui, dar am aceasta.
când cel ce ne iubește ne și mustră și ne și ceartă ca pe niște fii legitimi, nu ca pe cei nelegitimi lăsați să facă ce vor ei.